Vă pregătim de sezonul rece cu toate piesele necesare în dormitor pentru un somn liniștit și confortabil. Astăzi avem 50% reducere la plapumele aloe vera, moi, pufoase, hipoalergenice și prelucrate cu extractul ce calmează pielea. Pilotele Dormeo vă încălzesc iarna, dar vă mențin și o temperatură confortabilă vara. Sunt practice, pot fi spălate la o temperatură de 60 de grade. Sunați chiar acum la numărul afișat pe ecran și luați pilota de 1,40 x 200 de centimetri cu doar 390 de lei, iar cea de 2 pe 2 metri cu doar 499 de lei. Iar suplimentar, aveți posibilitatea să luați lenjerie de pat etnic cu o reducere de tocmai 70%. Setul single vă costă astfel doar 199 de lei, iar cel dublu 399 de lei. Oferta este valabilă doar la apelarea numărului indicat pe ecran. Grăbiți-vă să prindeți oferta, mai ales că aveți și livrare gratuită și posibilitatea de a participa și la tombola, acolo unde puteți câștiga o pernă Lucia moale, pufoasă. Tombola va avea loc în platoul Telemagazin, bineînțeles, mai e și un alt plus în această tombolă, că fie veniți voi aici să vedeți ce se întâmplă în platoul, în culisele televiziunii, sau respectiv venim noi la voi acasă, fie Tatiana Plăcintă în carne și oase, fie eu, fie cineva din colegii noștri, oricine, voi aveți dreptul să vă alintați și să alegeți cine vine cu Lucia acasă la voi. Nu uitați că participarea la tombolă este valabilă pentru cei care fac comenzile la numărul afișat pe ecran. Dacă sunați la numărul afișat pe ecran, cumpărați orice produs din gama Top Shop, participați automat la tombola. Adică vă înscrieți până în data de 13 septembrie, atunci când este ultima zi de înscriere la tombola. Iar în data de 17 septembrie, aici în platou, va avea loc extragerea, cum a spus-o și Adrian. Premiul mare este într-adevăr perna Lucia, moale, pufoasă și foarte confortabilă. Dar astăzi nu punem accent foarte mare pe ea, pentru că avem foarte multe alte lucruri despre care să vă vorbim aici. Și mai exact, vorbim astăzi despre plapume. Pentru că vorbisem anterior în emisie despre cum ne încălzim toamna. Toamnă, și da? Tu ai zis poeticul, nu știu ce bună dispoziție, cald în suflet, fac șemineu în suflet. Deci, Adrian e mai poetic de felul nostru. Eu am spus-o clar, cu plapuma. Pentru că eu deja am scos plapuma mea de iarnă, care e un fel de intermediară, și de asta și am zis că cel mai bine este încălzești cu plapumă. Dar să vă încălziți trebuie și cu o plapumă de calitate, în care să nu transpirați excesiv, pentru că temperaturile se schimb și dacă într-o noapte sunt vreo 6 grade pe timp de noapte, următoarea pot fi vreo 15, și din acest motiv s-ar putea să transpirați, să aveți nevoie să schimbați plapuma cam des. O plapumă cu microfibre Well Sleep de la Dormeo și mai cu seamă cea aloe vera pe care vă prezentăm astăzi este plapuma perfectă, care încălzește suficient, dar nu supraîncălzește, care absoarbe căldura când este în exces, care emană această căldură în exces ca voi să nu transpirați, respectiv să nu vă dezveliți noaptea și respectiv să nu răciți. Pentru că știm noi, dacă te încălzești prea mult, ai tendința să te dezvelești, transpirat fiind, e suficient aerul rece din cameră să te răcească și dimineața te trezești un pic nu chiar în cea mai bună stare fizică. Plapuma aloe vera este diferită de celelalte prin faptul că este și îmbibată cu extract de aloe vera. Știți voi, această plantă are efect benefic asupra tenului, asupra pielii. Hidratează bine pielea și menține sănătatea pielii, și mai ales dacă aveți o piele sensibilă, atunci vi se recomandă foarte des să folosiți creme cu aloe vera sau gel cu aloe vera. Noi vă recomandăm să vă luați și plapuma cu aloe vera, bine, și perna cu aloe vera, dar și plapuma. Plapuma este moale, pufoasă, este foarte subțire, deși este o plapumă de iarnă, o plapumă care oferă căldură și confort, dar este într-adevăr subțire și ușoară, astfel încât să simțiți confortul de a vă afla sub ea, dar să nu vă facă, să nu vă creeze o senzație că aveți un munte sau o placă de beton pe deasupra, dar datorită faptului că este moale, oferă senzația de a fi învelit cu un norișor. Un alt factor important e că microfibrele din interior sunt cusute în figuri geometrice, astfel încât să nu se deplaseze dintr-o parte în alta a plapumei. Deci nu migrează și chiar după spălări, pentru că asta vreau să menționez, după numeroase spălări, ele rămân exact în aceste buzunare pe care le vedeți acum în imagini și nici de acum nu se deplasează dintr-o parte în alta, ceea ce înseamnă că plapuma este una de calitate și va rezista în timp oricât de mult nu ați spălat-o voi, și e important să avem plapume care sunt spălate. Nu plapume care
trebuie duse ulterior la o curățătorie chimică. Cheltuim o groază de bani pe acea curățătorie, plus riscăm să mai rămânem fără ele o perioadă anumită de timp, adică să nu le avem acasă, plus că s-ar putea să nu aibă spălătoria livrare și atunci asta e o problemă. Trebuie să pierdem timp, nervi, prin ambuteiaje ca să mergem să luăm plapuma sau o ducem. Deci, un proces complex dacă nu aveți o plapumă cu aloe vera acasă. Așa că profitați chiar acum de ofertă, sunați la numărul afișat pe ecran și echipați-vă dormitorul exact așa cum meritați voi. Confort și calitate. Plapuma aloe vera, apropo, este disponibilă în două dimensiuni, 1,40x2 și 2x2. 1,40x2 este perfectă pentru adolescenți sau pentru copii în camera copiilor, dar este perfectă și pentru acele cupluri care obișnuiesc să doarmă înveliți separat partenerii, adică fiecare cu plapuma sa, ca să nu tragă plapuma unul de pe celălalt și să rămână vreunul dezvelit pe timp de noapte. Și apropo, la procurare plapumei aveți ocazia să luați cu o reducere de aproape 75% seturile de lenjerie de pata, nume seturile cu motive etnice, cu motiv etnic nordic și cu motiv etnic balcanic, așa îi zic eu, pentru că așa îmi place mie. Sunt două seturi de lenjerie de pat. Seturile constau din fața de plapumă și două fețe de pernă. Ele sunt, apropo, ambele seturi sunt pe două părți, cum ar veni, adică cu două fețe, pentru că pe o parte... Cu două fețe, ca spânul din Harapag. Asta e setul nordic pe care îl vedeți în imagini. Sunt din, inspirate din motive ale Europei de Nord și dacă îl întoarcem pe cealaltă parte, avem doar o singură culoare și respectiv putem combina, nu are nicio importanță. Deci vom avea ulterior o pernă cu ornamente și o pernă de o singură culoare în dormitor. Să vă echipați dormitorul cu, eu știu, cu o identitate a voastră și după bună dispoziția voastră. Dar dacă profitați de ofertă și vă luați două seturi, atunci s-ar putea să aveți și să combinați, uite, cam în felul ăsta, două perne în dormitor. Deci pe asta dorm eu, pe asta doarme soția și atât. Fiecare cu perna lui și fiecare cu plapuma lui învelită. Și apropo, dacă luați două seturi, atunci aveți practic patru seturi de albituri. Ideea este că fără a schimba lenjeria de pat, puteți să dormiți o noapte cu partea ornamentată și următoarea noapte să o întoarceți invers și să dormiți pe partea uniton. Dar cel mai important este că acum, beneficiind de această ofertă, voi ați putea să vă echipați toată casa cu toate obiectele. Luați o plapumă de 2x2 metri și vă luați și un set de 2x2 metri de lenjerie de pat de care vă place vouă cel mai mult. Pentru că setul de lenjerie de pat în dimensiunea 1,40x2 costă doar 199 de lei. Dacă profitați de ofertă, să-l luați împreună cu plapuma. Iar dacă luați setul de 2x2, el costă 399 de lei. Aici alegeți fiecare cum vrea. Dacă doi parteneri dorm sub plapume diferite, atunci ați luat două plapume de 1,40x2 și două seturi. Puteți să le luați diferite și să faceți schimb din când în când așa. Eu, de exemplu, doar dacă m-aș certa maxim cu soția, aș dormi sub plapume separate, în rest aș merge pe 2x2. Un avantaj al acestui set de lenjerie este și faptul că poate fi spălat la o temperatură de tocmai 60 de grade, ceva nimicii absolut, orice nocivități de pe suprafața sau care, mă rog, na, intră, că oricum mai intră praful prin acest material din care este confecționat. Dincolo de toate, are un diametru de 50x70, adică unul standard pentru aceste perne și e potrivit cu absolut orice tip de dormitor pe care îl aveți voi. Am zis și o să, chiar cu riscul de a mă repeta, am văzut pentru prima dată acest set care e mai balcanic, așa, cu elemente mai balcanice, la un eveniment, atunci când mi-a fost oferit cadou tinerilor în surăței. Și mă întrebam de unde este. Acum nu mă mai întreb de unde este, pentru că știu și îl puteți avea și voi acasă, inclusiv apelând numărul afișat pe ecran în aceste momente și profitând de ofertă, mai cu seamă că vine la un preț, la un super preț, că nu e un preț simplu, deci e un super preț de care puteți beneficia, astfel încât să nu pierdeți oferta, ca în timp să vă gândiți de ce n-am sunat atunci, de ce nu mi-am echipat dormitorul, că acum trebuie să dau cel puțin 1000 de lei pe un set de lenjerie care e bun, că un set de lenjerie costă mult, un set de lenjerie de pat bună și mai cu seamă că
Dacă mai sunteți și capricioși și ne-a echipat dormitorul cu anumite elemente sau cât mai stilat să fie, atunci nu îl găsim peste tot. Unde îl găsim? Doar la telemagazin, doar la ofertă bună și doar astăzi. Și apropo, oferta cu reducerea pentru lejeria de pat este valabilă nu doar în cazul în care procurați plapuma aloe vera. Dacă vă gândiți că de plapumă nu aveți nevoie, că v-ați luat-o deja câteva luni în urmă, dar aveți nevoie de o cratiță, de o tigaie, de o tavă de copt, de cuțite, orice pentru bucătărie sau de o pernă sau orice aveți nevoie pentru casă, sunați la numărul afișat pe ecran, vorbiți cu operatorii, spuneți de ce aveți nevoie, o să vă spună toate cele mai bune oferte care există și la orice cumpărătură efectuată la numărul afișat pe ecranul nostru acum, aveți ocazia să luați seturile de lingerie cu o reducere de aproape 75%, mai exact la preț de 199 de lei pentru setul de 1,40x2 și la preț de 399 de lei pentru setul de 2x2 metri. Și ca să revenim la lejeria de pat, albituri, cum le spunem noi acasă, eu vreau să vă arăt un lucru extrem de important din punctul meu de vedere ca a unei gospodine care de cele mai multe ori are grijă să schimbe albiturile de pat. De cele mai multe ori, pentru o plapumă de 2x2 metri, avem o husă care e 2x2 și are, uite, tătica, gaura ca să poți să bagi încolo plapumă. Deci cam așa, un 30 de centimetri, poate un pic mai mult, 40. Și atunci ce faci? Te chinui vreo jumătate de oră să introduci plapuma acolo, să o repartizezi, să o aranjezi. Uitați de acest procedeu, pentru că Dormeo s-a gândit la confortul vostru, cum să înfățați rapid plapuma, fără să pierdeți timp și fără să migreze de colo-colo. Așadar, seturile cu motive etnice au de-a lungul unei întregi laturi, nasturi, uitați-vă, și asta e 2x2 și toți 2 metri dintr-un capăt în alta sunt nasturi pe care îi deschideți și plapuma este introdusă dintr-un capăt în altul. Adică ideea ar fi că în acest fel ați întors pe dos fața de plapumă, ați apucat colțurile plapume și ați scuturat-o și au căzut husa pe jos acoperind întreaga plapumă. E mult mai ușor să înfățați plapuma așa decât prin acea găurică. Asta este o idee foarte bună la care s-au gândit partenerii noștri atunci când au creat acest set de albituri. Și atunci seturile astea sunt comode, sunt ușor. Puteți lăsa chiar și copiii să-și pună husa de pilotă singur, pentru că puteți fi sigur că ei se vor descurca cu această sarcină deloc ușoară de altfel. Îți dau dreptate în acest caz, pentru că îmi reamintesc de acele huse de pilotă pe care le aveam în timp, adică cândva, și aveau acel buzunar doar lateral, era un buzunar mic, exact cum ai zis. Sau și tu. Sau ăsta la mijloc, lateral, ăsta la mijloc. Ăla la mijloc e istorie, la fel ca o plapumă umplută cu lână de oaie. Dar acel buzunar lateral prin care trebuia să bagi toată plapuma așa și după aia să o scuturi, deci era un proces amplu, mai ales la 1,68 metri cât am eu, urcam pe pat ca să scutur plapuma ulterior, să încapă toate colțurile, să vină în interior, dar uitați de acest procedeu, pentru că e istorie deja, lumea evoluează, oamenii evoluează, normal, prietenii noștri de la Dormeo au grijă de confortul vostru, dar și prețuiesc timpul vostru, pentru că atunci când avem produse de calitate și produse comode, și timpul în care noi le băgăm sau le spălăm e mult mai redus. Exact. Și pentru ca să pun un ultim accent pe beneficiul acestor plapume, este faptul că plapumele vă vin livrate într-o pungă, uite așa, nu vă grăbiți să o rupeți sau să o tăiați pentru a scoate plapuma. Și asta pentru că ea are o deschizătură pe lateral, iată, de aici deschideți și scoateți plapuma. Dar cel mai important este că această pungă este reutilizabilă. Astfel, după ce ați scos plapuma sau dacă nu folosiți plapuma vara și vreți să o depozitați, aici există, asta este o pungă vacuum, aici este supapa prin care conectați aspiratorul și extrageți tot aerul. Și atunci plapuma pentru iarnă poate fi depozitată cam cu 80% mai puțin volum decât este aici. Așadar, plapumele aloe vera de la Dormeo sunt lavabile în condiții casnice. Le puneți în mașina de spălat la temperatură de 60 de grade, suficient, apropo, pentru a nimici toți acarienii și bacteriile, a înlăturat petele și mirosurile neplăcute. Iar după spălat, este suficient să scuturați plapuma pentru ca fibrele din interior să devină din nou pufoase. Profitați de cele mai bune oferte doar la telemagazin. Astăzi luați plapuma cu extract de aloe vera la jumătate de preț. Alegeți pilota single sau dublă și plătiți 399 sau 499 de lei respectiv.
Și totodată primiți posibilitatea să procurați lenjeria de pat de aceleași dimensiuni cu o super reducere. Luați setul din bumbac natural cu imprimeu cu motive etnice, cu husă de pilotă de 140 pe 200 cm cu doar 199 de lei, iar setul pentru pilota de 2 pe 2 metri cu doar 399 de lei. Grăbiți-vă să prindeți oferta la numărul afișat pe ecran, să beneficiați de livrare gratuită și să mai participați și la tombola noastră. Și apropo, orice produs pe care îl cumpărați la numărul afișat pe ecran vă oferă posibilitatea să luați seturile de lenjerie la super oferte. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.